Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala În epistola către Filipeni, capitolul 1, Sfântul Apostol Pavel scrie Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Viața lui Pavel nu a fost ușoară, el a fost bătut de multe ori, aruncat în temniță sau dat afară din cetate. Totuși, el îi încuraja pe alții, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: Răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Se ridică două întrebări: cum putea Pavel să spună asta? Și a doua întrebare: pot să am și eu aceeași încredere? În primul rând, cum de a fost Pavel în stare să reacționeze în acest fel la necaz? Pentru că el era sigur de relația cu Dumnezeu. El spune, totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. Următoarea întrebare: Pot să am și eu aceeași încredere? Iată vestea bună. Pavel ne-a spus că Dumnezeu își tratează copiii la fel. Dacă tu crezi acest lucru, poți să ai aceeași încredere pe care a avut-o el. Pavel le scria filipenilor, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Renunță la o relație cu Dumnezeu de tipul sper că sau nădăjduiesc că. Poți să ai o relație de tipul știu că. Amintește-ți cuvintele lui Ioan. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos.